puțin istoria Advisor, sunteți banchier la origine și ați fondat această companie care vă reprezintă și care este unul dintre principalii broker, unul dintre principalul furnizor de servicii pe piața financiară. Poți să ne puțin conceptul Advisor și ce vă doriți de la această companie? Suntem numărul 2 la momentul ăsta în piața serviciilor de consultanță financiară și asta după doar 2 ani de zile. E un proiect aflat pe un drum bun, un proiect pe care l-am startat odată cu ieșirea din corporație, odată cu ieșirea din banking. Mi-am dorit să bat la porțile antreprenoriatului și evident că cel mai la îndemână a fost să fac ceea ce știam să fac și anume să asigur finanțare. La fel de bine, ceea ce știam să fac era să gestionez un număr mare de oameni, pentru că gestionasem anterior o forță de vânzare de 800 de oameni. N-a fost foarte greu să setez una de 120 cât avem la momentul ăsta. Evident că provocările în antreprenoriat vin din cu tot o altă parte decât din partea de know-how. Vin din perseverență, din echilibru în cash flow, odată ce nu ai o finanțare fără grijă, așa cum era într-o bancă. Evident că trebuie să te descurci și asta te pune la încercare, îți pune răbdarea la încercare și, evident, și creativitatea. A trebuit să, evident, și am încercat să fac lucrul ăsta, să fac brokeraj cu brokeri existenți, cu oameni existenți. Am recrutat din piață sau din banking și m-am izbit de această orientare mai degrabă către produs decât către client. În banking ai un singur produs dintr-o gamă, ai un singur credit pe care încerc să-l vinzi și încerc să convingi clientul care are nevoie de el. Aici e invers. Dumneavoastră vă centrați pe oameni, pe nevoile lor și încercați să le găsiți produsul cel mai potrivit din toată piața. Exact. E, asta o faci în condițiile în care ai un mindset potrivit, un set de valori și în care nu te grăbești să-i dai clientului soluția pe care o știi tu, ci soluția pe care lui se potrivește cel mai bine. Și aici ați găsit o îmbinare foarte fericită între a crea oamenii cu mindset-ul potrivit și a da o șansă educațională unor oameni. Bănuiesc că mulți dintre ei sunt studenții dumneavoastră de la ASE. Da. Și ai format un program foarte complex de mentorat oferit de compania dumneavoastră. Exact despre asta e vorba. Despre faptul că încercând să schimb această mentalitate, lecțiile învățate din banking au fost acelea că e mult mai simplu să iei oameni de la zero, oameni care au absolvit o facultate și care, pe care poți să-i formezi. Poți să le spui care e drumul și poți să le argumentezi cu succes și poți să le vorbești și ascultă despre valori, despre principii, despre o anumită strategie pe care vrei să o adopți. Am împărțit programa cu ocazia asta în două mari capitole. Partea profesională, unde trebuie să învățăm de analiză financiară, produse bancare, carduri, credite, vânzare, negociere, dar și probabil că pentru prima dată într-un sistem intern de învățământ, partea vocațională. Oamenii fac curs de fotografie, curs de aranjamente florale, curs de să-ți faci o bijuterie, curs de wellness, curs de scriere a unei cărți. Am atras alături de noi oameni cu care am interacționat în viață și care au venit cu drag să împărtășească din experiența lor acestor tineri. Și cred că asta, pe lângă faptul că ne diferențiază, duce către acel obiectiv pe care ni l-am asumat și anume de a unifica viața personală cu viața de business și a ne referi la un singur om, nu la un om cu două vieți, una la serviciu și una acasă. Mai e mult până reușim să construim astfel de medii de lucru, însă e un prim pas. Nu ne îmbătăm cu apă rece, dar e un prim pas. Cum este gândit acest program? Este pentru un an de zile? Vă gândiți la o chestiune multianuală, în sensul să mai luați și alte generații de studenți? El a fost gândit pentru absolvenții care lucrează la noi, Advisors. Sunt 12 absolvenți, însă am primit foarte multe cereri din afară.
Și ne-a venit o idee. Și anume că putem să facem lucrul ăsta și pentru alți oameni, și pentru alte companii care nu au logistica necesară sau priceperea necesară să organizeze în interior asemenea academii, dar și-ar da oamenii pe mâna noastră. E un program cu 25 de cursuri în momentul de față. Lista e deschisă dacă ne vine vreo idee. Numele este Advisor Academy. Advisor Academy, da. E un program cu aceste 25 de cursuri, e o listă deschisă. Dacă ne vine vreo idee cu un concurs sau dacă studenții spun aș vrea să învăț sau să vină cineva să povestească despre cum să mă urc pe munte, o să căutăm un profesor care să fi fost, să fi făcut alpinist și să le povestească studenților noștri. Totul e să atingem masa critică de interes pentru cât mai mulți și evident să avem și prieteni în domeniul care să vină pro bono pentru lucrul ăsta, pentru că niciun profesor nu e plătit, pentru că niciun student nu plătește. Prin urmare, este o chestiune vocațională și de dăruire a ceva înapoi tinerii generații. Absolut, absolut. E modul nostru prin care contribuim să dăm mai departe, pe de-o parte, și pe de-altă parte mi-ar plăcea ca și băieții mei, am doi băieți, să primească la un moment dat din partea angajatorilor lor același gen de ajutor. Nu putem să facem lucrul ăsta, sperăm la lucrul ăsta, fără să facem și noi primii pași. Așa că am pornit-o ca un proiect pentru noi, dar ne gândim că la final, după cele 25 de cursuri se vor termina probabil undeva prin mai anul viitor, pentru că e un curs pe săptămână, 3 ore jumătate, ne gândim să externalizăm, să facem de sine sănătători și să deschidem ușile, dacă vom avea doritori, dacă vom avea companii care vor dori, uite, îți dau și eu 2-3 absolvenți care să fie pe care să-i crești. În încheierea discuției noastre, aș dori să ne împărtășiți un fel de moto, de creza dumneavoastră în business, care credeți că v-a ajutat să ajungeți numărul 2 în piața în care activați. Păi, primul rând că nu ne-am propus să fim numărul 2, nici nu ne propunem să fim numărul 1. O să fim numărul 1 pentru că, de departe, ar fi păcat să nu fim. Ne motivează să fim numărul 1, nu acel loc în sine, ci dorința de a schimba piața, de a le arăta celor din jurul nostru că se poate pe drumul drept. Se poate investind ca în agricultură și apoi așteptând să curgi rezultatele, nu năpustindu-te să faci profit cât mai repede, ci așteptând luni calea termenului lung. Deviza pe care mi-o cer e că e una pe care în clasa a șasea a fost ca un destin așa. În clasa a șasea, când mă pregăteam pentru Olimpiada Națională de Matematică, am primit de la mama mea un cadou, un port pixul de ăsta, cu sertărașe și un set de litere autocolante. Și pentru cine a prins vremurile alea, erau un asset extrem de important, ceva fantastic să scrii în loc de mână, să scrii pe caiete sau pe etichete, să scrii cu litere autocolante. Și evident am încercat să-mi scriu un motto și mi-am scris motto-ul Learn, Live, Love. Da? Învață, trăiește, iubește. Este motto-ul Academiei de astăzi. Ne-am chinuit foarte tare împreună cu studenții să găsim un motto și ei l-au găsit foarte aproape de ăsta. Termenii erau practic aceiași, numai ordinea era inversată. M-au acceptat să le inversez ordinea ca să semene sau să fie identic cu motto-ul de acum 30 de ani. Și cred că e ceea ce ne-am propus, să trăim, să învățăm și să iubim ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și vă promit că vom veni spre finalul stagiului dumneavoastră să vedem ce s-a întâmplat cu studenții și cum le-a marcat viața această pregătire. E foarte important și mai important cât vor rămâne, pentru că e o provocare și pentru noi, spre deosebire de alte forme de învățământ. Cine n-are chef să învețe trebuie să nu ține pixul în mână degeaba. Sunt foarte curios și eu câți dintre ei vor merge până la capăt, dacă vom avea pierdere pe parcurs, dacă vor spune gata, nu mai ne trebuie. Asta e un indicator pentru noi.
Și cei care vor rămâne, dacă vor fi îndeplinite obiectivele. Pentru că fiecare absolvent de aici are obiective profesionale certe. Am învățat asta la americani. Dacă ai terminat un MBA la Harvard, n-ai voie să nu câștigi sub $100,000 pe an. Și oamenii noștri au aceste obiective de performanță profesională, nu traduse neapărat în bani, dar în indicatori de performanță în relația cu clienții. O să vă spunem dacă i-am atins. Mulțumesc și eu! Îndrăznește! Puterea e în tine! Prinde curaj! Informează-te! Dă valoare informației! Implică-te! Autocunoaște-te! Îndrăznește-te!